Vă invit cu mult respect să ne ridicăm în picioare, să ne mai dezamorțim. Doar un singur verset aș dori să-l subliniez în această seară, în mijlocul dumneavoastră, citindu-l din Matei, capitolul 11, versetul 28. Matei 11, versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Amin. Mulțumesc, reocupați locurile. Iubiți frați, iubite surori, vă aduc multe salutări de pe meleagurile frumoase ale Bucovinei, zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte din partea familiei pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii, deja sunt mari. Din partea fraților și a surorilor care, ce să spun, la noi Bucovina s-a supraaglomerat. Sunt foarte, foarte, foarte mulți. Cei care vorbesc ucraineană, cei care vorbesc română, nici nu mai știi ce e, engleză, română, ucraineană, rusă, se vorbește deocamdată de toate. Dar cred din toată inima că Dumnezeu va proteja România, va binecuvânta Bucovina într-un mod deosebit. Slăvit să fie Domnul! În această seară suntem la jertfa de seară și vreau din toată inima în această seară să predic pentru 2 persoane. Nu pot să-mi permit să zic cu harul și pacea Domnului. Aș fi puțin pentru mine și pentru dumneata. Doar atât. Să nu cumva să te ispitească diavolul în seara aceasta, să te uiți în stânga și în dreapta, zic, băi, dar ce bine prinde lucrul ăsta la mama sau la tata sau la fata. Nu. Pentru dumneata o să fie cuvântul în seara aceasta și pentru mine. M-am rugat lui Dumnezeu, nu în calitate de predicator, ci cel puțin să fiu un simplu cocoș. Cocoșul a cântat și Duhul minții lui Petru, marele om al lui Dumnezeu, s-a trezit, a început să plângă, a ieșit afară și a plâns cu amar, luând decizii în grabă mare în vederea apropierii de Domnul. Domnul să lucreze în seara aceasta. Amin. În această seară, privind spre versetul acesta, Biblia spune că Domnul Iisus Hristos cheamă pe oameni. Suntem tare ispitiți să zicem ce bine prinde textul acesta și versetul acesta cu privire la cei nemântuiți. Nu, 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 nu. Nu uita, voi repeta mereu că în seara aceasta voi predica pentru dumneata și pentru mine. În seara aceasta vreau să vă rețin atenția cu o expresie. Poveri pe care Domnul vrea să ți le ridici în seara aceasta. Vreau să amintesc câteva poveri, 4 poveri, pe care Domnul vrea să ți le ridici în seara aceasta. Acum, între a pleca ușurat sau a pleca din nou împovărat, atârnă de decizia dumitale. L-am rugat pe Dumnezeu să lasă o soluție clară. Dar dacă vei pleca tot încătușat, tot vinovat, nu uita, asta o să fie vina dumitale, nu vina lui Dumnezeu. Prima povară pe care vreau să o amintesc, care Domnul vrea să o rezolve în seara aceasta, este povara păcatelor. Povara păcatelor. Acum, foarte mulți dintre noi, nu știu unde să mă uit, unde e laptopul. Da. Da. În cartea Genesa, capitolul 18, versetul 20, Domnul a vrut să cerceteze într-un mod deosebit și să verifice unele informații cu privire la Sodoma și Gomora și cetățile din câmpie. Și Domnul spune așa. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Păcatul totdeauna apasă. Totdeauna apasă. În timpul acesta care ne stă înainte, într-un timp record, aș dori să vedem cum acționează păcatul în viața unui om, nu în viața unui credincios sau unui necredincios, ci în viața unui om. În cartea Genesa, capitolul 4, versetul 7,
Domnul stă de vorbă cu Cain și spune, nu e așa, dacă faci bine, vei fi primit bine. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Adică păcatul totdeauna este la ușă. Cine are stăpânirea asupra păcatului? Cine? Noi sau Dumnezeu? Noi! Unii spun, zice, l-am întrebat pe un frate și am zis, crezi că Dumnezeu te-a făcut stăpân peste demoni? Ioi, frate! Frate, mi se pare foarte îndrăzneață expresia aceasta. Luca, capitolul 10, versetul 19 și versetul 20. S-au întors ucenicii de la Marea Trimitere și zic, Doamne, și dracii ne sunt supuși. Nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Adică eu stăpân peste demoni? Și Dumnezeu zice, da. Da. Luca 9, versetul 1. Luca 9, versetul 1. Dacă este cineva la laptop să mă poată ajuta, dacă nu, scoatem din memorie, să putem să câștigăm timpul. Iisus a chemat pe cei 12 și Biblia spune, le-a dat putere, doi ce le-a dat? Ce? Stăpânire peste câți draci? Peste toți! Frate, cum adică eu stăpân peste drac? Simplu. Ascultați-mă bine. Când cineva începe să bârfească, să poți să spui, în numele lui Iisus Hristos, eu refuz să colaborez cu Duhul acesta de bârfă. Eu nu bârfesc astăzi. Asta înseamnă că e stăpân peste demonul acesta. Te oprește poliția, zice, domnule, vreau să te întreb ceva. Văd că pe bancheta cealaltă ai Biblia, ai avut centură, da sau nu? Ce faci? Dacă spui nu, iei amendă. Dacă spui, da, domnule, nu vezi, dar nu știi cu mâna asta, nu știi cum să o bagi mai repede. Dacă spui da, scapi de amendă, dar intri sub controlul celuilalt. Pentru că, fraților, Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân. Însă Biblia spune că robul era diavolul. Prin ascultare, robia de deasupra lui Satan o trecut asupra omului și stăpânirea de deasupra omului o trecut asupra lui Satan. Și spune, vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în mine. Însă într-o zi de vineri, pe Calvar, a venit Iisus Hristos să schimbe din nou lucrurile. La Calvar, eu i-am dat robia și el mi-a dat din nou stăpânirea. Slăviți să fie Domnul! Am înțeles că păcatul pândește la ușă. Apoi, odată ce el stă la ușă și nu vrei să-l ții sub control, apoi i-ai deschis ușa și el intră, este nespus de greu. Text pe care nu l-am citit în cartea Geneza 18, versetul 20. Este nespus de greu. Psalmul 40, versetul 1 până la versetul 3. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa pierii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Versetul 3. Mi-a pus în gură o cântare, o laudă pentru Dumnezeu nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în un om iertat se vede. Un om iertat se vede. Nu trebuie să ne motiveze slujitorii, fraților. Ne ridicăm în picioare și cântăm cu toată adunarea. Un om iertat nu se lasă motivat de voci exterioare, ci el este motivat de o stare de biruință, mărit să fie Domnul. Un om care nu este iertat, în momentul când se cântă, el își verifică adresa pe Facebook. Un om care nu este iertat, în timp ce se predică, el
vorbește pe Instagram, ăsta înseamnă un om care nu este iertat. Asta înseamnă. Însă Biblia spune că după ce apasă Cartea Proverbelor, capitolul 28, versetul 17, 28, Proverbe 28, versetul 17, un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă, nimeni nu-l, să nu-l oprească. Însă Biblia spune foarte clar căci odată ce acționează păcatul, o intră păcatul în viața unui om, apasă pe cuget. Apasă pe cuget. Zice, frate, m-am întâlnit cu mai mulți. Zice, frate, eu vreau să mă mărturisesc, dar vreau să mă mărturisesc la cineva care știu că în următoarele 2 ore va muri. Am zis, aoleu, fugi de aici. Du-te repede la cineva, te rog frumos să nu mai vii la mine. Uită numărul meu de telefon dacă tu îmi dorești din start moartea. Noi vrem totdeauna să ne mărturisim la oameni care, frate, să nu-l mai văd. Eu, dacă ar veni cineva undeva, poate din America, să mă mărturisesc, să nu știe nimeni. Păcatul apasă pe cuget. Ai impresia când vii la adunare că toată adunarea știe de păcatul dumitale. În această seară vreau să spun o veste bună. Iisus Hristos vrea să-ți ridice povara de pe cuget. Însă cuvântul Domnului spune în cartea Evrei, capitolul 12, versetul 1. Evrei 12, versetul 1. Ce face păcatul? Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care cum înfășoară? Așa de lesne. Frate, promit, jur, eu nu mă uit la porcării pe internet, zice diavolul, vino pe piața mea. Odată ce ai intrat, începi să cobori tot mai jos. Nu știu cum se întâmplă că zici, aoleu, îți aduci aminte că de fapt ușa nu e încuiată. Te duci repede și închizi ușa și începi să vizionezi lucruri care te vor dezbrăca de puterea de rezistență și păcatul începe să te înfășoare. Ori de câte ori vorbim de păcatele tinereții, totdeauna suntem ispitiți. În capul vostru se sparge tot. Ne direcționăm privirile spre tineri, fără să recunoaștem că și cei care sunt căsătoriți pot să fie luați în asalt de aceste lucruri. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, o privire, un zâmbet, o atingere și apoi un păcat. Însă Biblia spune în cartea Evrei 3, versetul 13, și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme să zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul totdeauna te va înșela, el niciodată nu îți va spune anii în care va trebui să plătești tribut. El îți va arăta totdeauna ce frumos e momentul, ce plăcută este plăcerea de moment. Acum fă, orice s-ar întâmpla. Stai liniștit că nu se va întâmpla nimic. Vor avea consecințe deciziile noastre. Poate ești în adunare și zice, frate, aș da orice, numai să nu știe nimeni păcatul meu. Și ascultă-mă, poate nimeni nu știe păcatul dumitale. În cartea Apocalipsa, capitolul 3, ascultă cuvântul Domnului. Capitolul 2, versetul 21.
I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Și apoi zice, voi lovi cu moartea pe copiii ei, și apoi apare o expresie. Astăzi păcătuiești în ascuns, nimeni să nu știe. Dar vine vremea când zice Dumnezeu, asta a fost perioada când i-am oferit îndurare, am așteptat. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetează. Astăzi nimeni să nu știe. Dar vine vremea când Dumnezeu va îngădui să ți se ieie mintea din cap și să fii prins în faptă. Însă cuvântul Domnului spune că Satan vrea să conducă pe om spre starea de împietrire. Proverbe 14, versetul 34. Biblia spune, neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Păcatul îți aduce o stare de rușine. Frații te văd în adunare, te văd tot trist, zice fratele X să-l vină la slujire. Nu știi cum să spui că nu ai o stare bună. Ascultă-mă. Nu renunța la slujire, renunță la păcat. În Isaia, capitolul 6, versetul 5, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Știți cine vorbește aici? Isaia, prorocul. Pe cum ai putut să prorocești om cu buze necurate? Cum ți-ai permis să spui, așa vorbește Domnul? El a înțeles un lucru. Nu renunți la slujire, renunți la păcat. N-ai vrea în seara aceasta să renunți la păcat și să te arunci slujind pe Domnul din toată inima? Biblia spune lucrul acesta. Mi-aduc aminte într-o altă împrejurare în cartea lui Zaharia, capitolul 3. Zaharia vede o vedenie. L-a văzut pe marele preot, Iosua. Marele preot Iosua a îmbrăcat cu niște haine murdare. Satan îl osândea. Zaharia, capitolul 3, versetul 1. Satan îl osândea. Domnul nu a spus, nu e adevărat ce spui tu despre Iosua? El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satan stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Versetul 2. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano. Doamne, ce vrei să zici? Tu aperi pe oamenii cu haină murdară? Și Domnul spune nu. Dumnezeu nu se uită la rugăciunea dumitale, Dumnezeu se uită la atitudinea inimii. Când există compatibilitate în ceea ce doresc și cu ceea ce vorbesc, acolo se declanșează eliberarea. Doamne, iartă-mă, promit, nu mai fac, nu-mi place să mai cad în păcatul acesta, dar inima mea tânjește din nou, când mă duc acasă, din nou să păcătuiesc, tăvălindu-mă exact în mocirlă. Și apoi spune versetul următor. Domnul i-a schimbat haina. Domnul i-a schimbat haina. Putea să zică, tu să nu mai slujești niciodată? Retrage-te din slujire, sau cum ai putut să slujești marele preot Iosua? Cum ți-ai permis să intri în locul preasfânt slujind? Învățătura este una, renunță la păcat, nu renunța la slujire. Foarte mulți frați spune, frate, vreau să spun ceva. Aș vrea să mă împărtășesc, dar nu știu cum să fac, nu știu cum să... Și am zis, frate, ascultă-mă, hai să ne tragem oțet după colțul ăla. Spune-mi în două cuvinte, nu consiliere, două cuvinte, ce s-a întâmplat? Nu cu lux de amănunt, în două cuvinte spune-mi ce s-a întâmplat.
Mărturisește-ți păcatul. Apropie-te. Nu te izola. Nu fugi. Nu e asta soluția. Să întorci spatele lui Dumnezeu și să mergi spre a-ți împlini poftele mai departe. Oricum, zice diavolul, dacă ai păcătuit, de acum mușcă din păcat până consumi să ajungi la capăt. Acum 3 luni ai păcătuit, ai mărturisit, iar ai căzut. O vin cineva la mine și zice, frate Genu, nu pot să-mi dau seama de ce cad exact în păcatele care le-am mai mărturisit încă o dată. Știți unde se ascunde răspunsul acesta? 1 Ioan 2, versetul 14. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați birui pe cel rău. Biruința asupra păcatului se ascunde în cât de mult îți biblicizezi mintea. O minte biblicizată înseamnă spaima iadului. Nu ne facem timp de scriptură, acolo ne bate diavolul cel mai mult. Avem atâtea rețele de socializare. Și totuși pretindem că suntem membri într-o biserică penticostală. Diavolul nu se uită care este eticheta religioasă. Fie catolic, fie ortodox, fie penticostal. Nu. Însă cuvântul Domnului spune că păcatul izolează pe oameni. Isaia, capitolul 59, versetul 1 și versetul 2. Este expresia pe care marele proroc o subliniază aici. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Păcatul rupe părtășia cu Dumnezeu. Rupe părtășia cu Dumnezeu. Poate spui, oh, ce bine că copilul meu este în adunare. Nu pentru copilul dumitale vorbesc, ci pentru dumneata. Pentru dumneata. Poate spui, frate, dar nu-ți dai seama pe mine cât de jos m-a coborât păcatul. Nu mai există speranță pentru mine. Vreau să spun o veste bună. Ascultă-mă bine ce spun. Osea, capitolul 11, versetul 7. Eu chem pe poporul meu să se întoarcă înapoi. Și apare expresia aceasta. Nici unul din ei nu caută. Nu caută să se ridice. Eu vreau să-i întind mâna, vreau să-l ridic, vreau să-l iert, vreau să-l eliberez. Îl strig să se întoarcă înapoi, dar cu cât îl strig, cu atâta se depărtează tot mai mult. Nu vrea să se ridice. Și ce faci, Doamne, cu el? Îl e pădat? Și Domnul a spus nu. Dar care punct planul B? Planul A a fost să-l chem. Nu vrea. Planul B care-i? Osea 5, versetul 15. Mă voi duce. Voi pleca. Mă voi duce în locuința mea. Până când? Până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Dar când va căuta fața Domnului? Dumnezeu declanșează necazul, boala, criza, falimentul, zice, pentru că în ele există un scop, întoarcerea spre Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu îngăduie o boală fără scop. În necaz vor alerga la mine. Mai există șansă pentru astfel de oameni? Isaia 1, versetul 18. Isaia 1, versetul 18. Veniți, zice Domnul, să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cât e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Vrei să fii iertat? Nu există har sub soare care să poată să beneficieze un om decât acela. Dumnezeu să ierte toate păcatele și omul să simtă
că păcatele lui sunt iertate. Însă Biblia spune, păcatul rupe părtășia cu Dumnezeu. Acum, foarte mulți, nici mie nu-mi place să vorbesc despre gândul pe care vreau să-l împărtășesc acum. Păcatul are consecințe. Păcatul are consecințe. În cartea Evrei, capitolul 12, versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pediapsa! Nu-l bajocori pe Dumnezeu că a îngăduit Dumnezeu falimentul în viața dumitale, în cariera dumitale. A închis Dumnezeu porțile înaintea ta ca să te trezești, ca să-ți vorbească prin circumstanțe. Nu-i bună calea, m-ai părăsit. Fără Dumnezeu alergi mult și strângi puțin. Când ți-ai deschis pumnul, nu mai este nimic. Însă cu Dumnezeu alergi puțin și strângi mult. Căci Dumnezeu lasă binecuvântare, mărit să fie numele Domnului. Nu uita, Dumnezeu vrea să te ierte în seara aceasta. Poate spui, frate, dar ce trebuie să fac? Ascultă-mă, te rog. Imaginează-ți că ești la etajul 2. La ora 3 dimineața auzi niște pumni în ușă. Vecinul de sub dumneata zice, vecine, ce ai făcut? Mi-ai inundat apartamentul. Ce faci prima dată? Te duci, deschizi ușa și te pui în genunchi. Vecine, te rog, iartă-mă. Aia faci, ce faci? Te duci și oprești apa. Mulțumesc, soră. Te duci și oprești apa. Elimină sursa. Dacă ai identificat pe unde te atacă păcatul, ascultă-mă, focalizează-te pe problema aceea. Închide robinetul. Apoi, scoate apa. Și apoi, du-te și cere-ți iertare. Poți să te duci să cazi în genunchi, deschizând ușa, vecine, te rog, iartă-mă, dacă robinetul dumitale este deschis la maxim. Te rog, ascultă-mă bine. Poți să vă mutați casa dumneavoastră, să o puneți lângă casa fratelui Radu sau lângă alți frați slujitori de aici, din biserică. Toată ziua să fiți la mărturisire. A doua zi, din nou să cădeți. De ce? Pentru că nu s-a închis sursa, nu s-a închis robinetul. Prima povară care Dumnezeu vrea să-ți o ridice este povara vinovăției. Unde te duci cu ea? Dacă ea apasă atât de greu pe cuget, vreau să spun ceva. Nu medicamente este soluția. Nu. Nu sinuciderea este soluția. Nu divorțul este soluția, ci soluția este una. Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Ioan, capitolul 1, versetul 29. Era un mare bărbat care și-a întins degetul spre un tânăr și-a spus cuvintele acestea. Iată mielul lui Dumnezeu care diavolul apasă, Domnul vrea să ridice. Între cele două acțiuni se zbate voința dumitale. Ce alegi în seara aceasta? Să ți se ridice gradul de vinovăție sau să continui să gemi sub stări de condamnare, de apăsare? Și dacă Domnul va veni la noapte, ce vei face? Proverbe 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește, doi, se lasă de ele, capătă de la Dumnezeu îndurare. Poate spui, frate, de atâtea om am mărturisit, am postit, nu mai știu ce să mai fac. Spun oamenii de știință, n-au nimic de a face cu religia. Orice patimă
care nu este alimentată timp de 40 de zile, este dezactivată. Propuneți 40 de zile să nu mai faci acela lucru pe care te conduce spre cascada iadului. Prima povară este povara păcatelor, care Domnul vrea să o ridice. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. A doua povară pe care vreau să o subliniez în această seară este povara durerilor. Povara durerilor. Scopul lui Dumnezeu este ca dumneata să fii sănătos. Ăsta este scopul lui Dumnezeu. Poate spui, frate, dar m-am dus la medici, nu mai știu ce să fac. Ascultă-mă bine. În cartea Faptelor Apostolului, capitolul 10, versetul 38, vine omul lui Dumnezeu, Luca, și spune așa: cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Boala poate să fie o apăsare demonică. Diavolul totdeauna are grijă să te mintă. Tu trebuie să te pocăiești, dar nu acum, mâine. Mâine. Ascultă-mă. Dacă dumneata ți-ai mărturisit păcatul, dacă trăiești biruința asupra lui și nu l-ai mai făcut, în numele lui Iisus Hristos, ai drepturi în lumea spirituală, opune-te ori de câte ori vine diavolul și te va condamna. Nu ți-aduci aminte ce ai făcut? În numele Domnului Iisus Hristos eu mă opun acestor gânduri murdare. Eu sunt iertat prin jertfa lui Iisus Hristos. Cartea Iov, capitolul 2, versetul 7. Satan pleacă dinaintea Domnului. Și Biblia spune așa: apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea. Boala poate să fie o apăsare demonică, poate să fie o lovitură demonică. Luca, capitolul 13, versetul 11. Luca 13, versetul 11, expresia lui Luca spune așa. Dai să citim versetul 16. Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satan o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? O boală care poate să fie apăsare demonică. Boala poate să fie o lovitură demonică. Boala poate să fie o legătură demonică. Sau boala poate să fie, mi-aduc aminte, într-o împrejurare, ne-am dus să ne rugăm pentru cine? Pentru o soră care era bolnavă. Sora aceasta nu avea burtă mare, ci avea, era foarte ciudat, o burtă foarte ascuțită. Ne punem pe genunchi să intrăm în rugăciune. Domnul îmi spune, nu te ruga pentru femeia aceasta. Doamne, dar de ce? Femeia asta e lepădată? Domnul spune, nu. Femeia aceasta s-a opus nașterilor de copii. Am îngăduit, n-am lepădat-o, vreau să-i trezesc duhul minții. O îngăduit Dumnezeu boala aceasta să-i trezească duhul minții. Când s-a terminat rugăciunea, am zis, soră, uite ce vedenie mi-a arătat Domnul. De când o acceptat să dea curs nașterilor de copii, Dumnezeu a vindecat-o pe deplin. Măriți să fie numele Domnului. Să nu uiți, Dumnezeu vrea să te vindece. Dumnezeu vrea ca dumneata să fii sănătos. Mai mult decât dumneata îți dorești lucrul acesta. Acum, diavolul totdeauna va căuta să aducă la nivelul minții zicând, tu o să mori. Tu ai să mori. Mi-aduc aminte, într-o împrejurare, eram undeva la, tot așa, la o rugăciune pentru bolnavi. Era o soră în pat. Nu se putea ridica din pat. Era bolnavă și soră, medicii ce spun? Zice, frate, analizele perfect, nu mă pot ridica din pat. Ne punem pe genunchi,
Sora s-a rugat în pat. Domnul mi-a dat o vedenie. Două duhuri demonice la căpătuiul surorii. Și am zis, Doamne, să ne rugăm? Domnul spune nu. Să postim? Domnul spune nu. Să poruncim în numele lui Iisus? Domnul spune nu. Am zis, op, fiecare proroc are libertatea să-și verifice descoperirea prin cuvânt. Îmi apare Filipeni 4:13. Pot tot un Hristos care mă întărește. Și am zis, Doamne, nu mă înțeleg. Domnul spune, femeia aceasta o chemat aceste două duhuri cu gura ei. Ăsta este un duh de neputință. Ori de câte ori cineva o întreba, soră, ce mai faci? Nu mai pot, frate. Soră, ce mai faci? Cred că mor. Nu mai pot, cred că mor. Analizele perfect și ea nu se putea ridica din pat. Aviz ce vorbești. Într-o zi eu voi muri de boala lui mama, care a murit și mama. Păi nu invoca formule de blestem. Dumneata proclamă biruința în numele lui Iisus Hristos. Și orice duh de boală să fie fără putere, mări să fie Domnul. Zaharia, capitolul 2, versetul 5. Zaharia 2, versetul 5. Este o făgăduință care rămâne în picioare peste secole. Este foarte actuală. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Dumnezeu va fi un zid de foc. Nu vei muri. Și am zis, zi după mine, pot tot un Hristos care mă întărește. A început să mă scuipe. Numai nu putea să rostească expresia aceasta. Și am zis, pot în Hristos, pot în Hristos, pot. Au început și frații, pot în Hristos, Doamne, dă-i biruință, Doamne, dă-i curaj. Sora a început să mă scuipe. Duhul acela, când a văzut că a fost depistat, nu mai putut să reziste. Numai că nu se întâmpla nimic. Filipeni 4:13. Știți unde se ascundea forța eliberatoare? În cuvântul tot. Pot în Hristos. Și a început și sora. Pot în Hristos, pot în Hristos. Dar ce pot în Hristos? Să miști mâna dreaptă, dar nu poți să o miști pe stânga. Când au spus pot tot în Hristos care mă întărește, a fost eliberată de Domnul exact în momentul acela. Psalmul 118, versetul 17. Eu nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrurile Domnului. Soră, zi după mine, eu nu voi muri, ci voi trăi. Păi nu pot, frate! După o luptă extraordinară, când a spus pot tot în Hristos care mă întărește, eu nu voi muri, ci voi trăi, a fost eliberată, a fost descătușată, s-a dat jos din pat și până în ziua de astăzi este vindecată. Măriți să fie numele Domnului! El a venit! Isaia, capitolul 53, versetul 2. Și El a purtat boalele noastre. Prin rănile Lui suntem vindecați. Opune-te acestor duhuri care caută să te intimideze, zicând, oricum, acceptă boala, oricum vei muri de boala aceasta. Isaia 54, versetul 17. Isaia 54, versetul 17. Orice armă forită împotriva ta va fi fără putere și orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care vine de la mine, zice cultul pentecostal. Așa zice. Peste orice duh demonic, Iisus Hristos are un cuvânt de spus. Cineva m-a întrebat, zice, frate, vreau să te întreb ceva. E puternic Satana? Și am zis că are putere. Frate, dar Dumnezeu e mult mai mare decât Satana. Și am zis, ascultă-mă, Dumnezeu este cum ar fi un bloc cu 100 de etaje și Satana e cum ar fi o furnică. Nici nu se vede. Nu veți găsi nicăieri în Biblie că Dumnezeu ar fi acționat într-un fel. Veți găsi expresia aceasta într-una. Îngerul Domnului, Îngerul Domnului în Apocalipsa împodobește cartea Apocalipsa cu expresia aceasta. Am auzit un glas puternic și un înger care i s-a dat cheile adâncului.
Un singur înger l-a legat pe Satan. A legat moartea, a legat locuința morților și a fost aruncat în iazul de foc. Un singur înger. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Un singur înger. Iubitul meu, ai atâtea făgăduințe la îndemână. Ce este de făcut? Acceptă să ți se ridice povara bolilor. Amin? Și a durerilor. Acum, ce este de făcut? Mi-aduc aminte de o vedenie. S-a arătat odată un tunel lung. Poporul Domnului trebuia să treacă prin tunelul acela. La jumătatea tunelului erau niște uși de... se putea ieși din tunel. Și pe uși scria secretul mulțumirii. Toți care intra în încercare și nu mai mulțumea lui Dumnezeu, nu mai mulțumea fără să murmure, fără să cârtească, numai să mulțumească, Domnul nu îngăduia să ajungă până la capăt, ci aducea izbăvire. În momentul când ești încercat și ești în cuptor, ce spui? Eu v-o zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Am înțeles, prima povară care vrea să o ridice Domnul în seara aceasta este povara păcatelor. A doua este povara durerilor. A treia povară pe care Domnul vrea să o ridice în seara aceasta este povara datoriilor. Cine n-ar vrea un împărat, cum a fost Domnul Iisus? Aveți nevoie de pâine? Le-a mulțit pâinea. Le-a dat vindecare, le-a adus iertare. Pe așa un împărat să tot ai. Vreau să te întreb, ai datorii? În cartea Habacuc 2, versetul 6, Habacuc 2, versetul 6, sunt oameni care, zice așa, nu va fi el de bajocura tuturor acestora de râs și de pomină? Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este a lui, până când se va împovăra cu datorii. Domnul vrea să rezolve problema acestei poveri. Vrei ca Domnul să te izbăvească în seara aceasta? Psalmul 37, versetul 21. Cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Dar cel neprihănit este milos și dă. Știi că dacă ai luat ceva cu împrumut și te faci că ai uitat să mai dai înapoi, știi că poate să fie lucrul acela trecut ca și drept blestem în casa dumitale? Trebuie să dai înapoi. Versetul acesta este pus pe toate cărțile din bibliotecă de la mine. Psalmul 37, versetul 21. Ai luat o carte, dă-o înapoi. Ai luat bani cu împrumut. N-ai ce face, trebuie să-i dai înapoi. Dumnezeu te va binecuvânta, dar să nu uiți niciodată. Fugi de orice metodă murdară de a face bani. Fugi. Cineva la noi în zonă, o zice, domnule, am niște datorii extraordinar de mari. Și am zis, dar care este soluția? Zice, simplă, vând țigări. Vând țigări. Dumnezeu i-a ieșit înainte la persoana lui și zice, te iubesc foarte mult. Și-a îngăduit Dumnezeu niște întorsături și a zis, în viața mea nu mai trebuie să mai vând țigări. Cum îți câștigi banul? Poate spui, oh frate, vreau să intru în bancă. Apoi, dacă oi mai achita... În America sunt foarte multe divorțuri în adunări. De ce? O intrat în bancă de dimineață de la ora 5 până seara, frații pe șantier, într-una muncesc. Frate, dar de ce muncești atâta? Frate, când am venit casa, am luat-o
prin bancă, mobila prin bancă, mașinile, toate patru mașini din curte pe care le vezi prin bancă. De acum, toată viața l-am întrebat, toată viața de dimineață până seara, numai muncă. Deci spuneam, ce face, frate? Și sora zicea, nu-l mai suport. Dar de ce nu i-ai spus lucrul acesta înainte ca să intre în bancă, că nu-l mai suporți? Mi-aduc aminte, am fost în America și am stat la masă cu cineva. Și fratele s-a dus să bage pe foc, că avea o centrală foarte interesantă. Zice sora, frate, gelul să vezi ce mi-a făcut bărbatul meu. Și am zis repede ce-a făcut până nu vine el. Zice, frate, l-am bătut la cap vreo 4 luni de zile să-mi cumpere și mie poșetă. Cel puțin să-mi dea $3,000 să-mi cumpăr și o poșetă, frate. În adunare la noi, tot poșete cu $10,000, cu $15,000, cu $20,000. Și am zis, mă, omule, dă-mi și mie $3,000 să-mi cumpăr și o poșetă. Și într-o bună zi, bărbatul său a zis, draga mea, astăzi, dacă vii cu mine la lucru, îți dau $3,000. Nici președintele nu câștigă într-o zi $3,000 cât vreau să-ți dau eu. Zice, glumești? Nu! Zice, fii atent, frate, ce mi-a fost. S-a dus repede și și-a împrăștiat toți oamenii să meargă pe alte șantiere. Numai eu cu bărbatul meu m-am dus pe un șantier. De la un moment dat, pe șantier, o zis, draga mea, eu cu tine trebuie să punem gresia la etajul ăsta, la etajul 1. Eu fac material, eu fac totul. Tu un singur lucru, să-mi duci gresia de la partier până la etajul 1. Zice, frate, după 10 cutii m-am oprit și n-am mai putut. Am început să plâng, m-am dus, am căzut în genunchi, am început să plâng în hot. Și fratele a zis, dar draga mea, ce se întâmplă cu tine? Zice, m-am ridicat, l-am îmbrățișat și am plâns pe gâtul lui. Zice, iartă-mă, n-am știut cum câștigi tu banii. Niciodată nu mi-a trecut prin cap. Cum tu câștigi banii? Zice, dragă, așa se câștigă banii. Fustele lungi, poșetele cu niște prețuri care ți-i greu și să pronunți sumele alea bombastice. Să nu uiți, în această seară, Domnul vrea să-ți dea înțelepciune să poți rezolva problema datoriilor. Amin? Slăviți să fie Domnul! Și ultima povară pe care vreau să o amintesc în această seară, în 3-4 minute, este povara îngrijorărilor. Povara îngrijorărilor. Acum când vorbim de îngrijorări, 1 Petru capitolul 5, versetul 7. 1 Petru 5, versetul 7. Totdeauna noi ne gândim ce o să fie. Oare va veni Putin peste noi? Rămâi liniștit. Ascultă-mă ce spun. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Căci el însuși va purta. Nu ai vrea să lași pe Dumnezeu să-ți poarte de grijă? Mi-aduc aminte, la vamă, au apărut atâtea familii. Doamne, se vedeau că erau foarte șpițate, foarte elegante. Dar știți ce avea în mână? O simplă plasă, avea un căricior, care sub căricior mai avea încă 2 plase. Asta a fost toată averia. Și strângem la gunoaie și ziduri înălțăm de parcă niciodată n-ar fi să le lăsăm. Să ne oprim și să vedem în inimă ce avem, comori de aici de jos sau l-avem pe Hristos. Poți să ai de toate în lume, nu contează oricine ai fi. De nu-L ai pe Domnul Iisus fericit, n-ai cum să fii. Căci averia e ca și viața. Până la urmă tot le lași. Poți trăi în bogăție. Vine moartea. Ce ai să faci? Moartea nu este un punct, ci este o virgulă. Ascultă-mă, Dumnezeu vrea să-ți ridice poverile.
Totul depinde de dumneata. Ascultă-mă, te rog. În seara aceasta, dacă ai căzut sub povara vinovăției, Daniel, capitolul 4, versetul 27, placă-ți sfatul meu. Vreau să-ți dau un sfat bun, alăturându-mă de marele proroc. Placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Apoi, povara datoriilor, povara durerilor, povara îngrijorărilor. Aș dori într-un mod special să ne rugăm pentru cei care ar vrea să se ridice, dar nu mai pot. Poate în agenda telefonică există și numere de telefon a unui psiholog sau psihiatru. Vreau să spun, Iisus Hristos este cel mai bun psiholog. El în această seară vrea să-ți aducă pace și liniște peste duhul minții dumitale. A venit un bilet aici și spune așa, vă rog să vă rugați pentru familia mea. Suntem o familie de tineri căsătoriți, soțul meu vrea să divorțeze. În seara aceasta vreau să mă rog pentru dumneata. Biserica se va ruga pentru dumneata. Te întreb, dumneata, crezi că Iisus Hristos poate să aducă din nou pace în familia dumitale? Aș dori să ne ridicăm în picioare. În rugăciunea aceasta aducem familia aceasta. Nu știu cum o cheamă. O pus inițiala, o inițială aici. În câteva secunde vom închide toată biserica, vom închide ochii. Te rog, ascultă-mă. Dacă în familia dumitale există astfel de poveri pe care au fost amintite în seara aceasta și vrei ca Domnul să le ridice în seara aceasta, dacă vrei ca Domnul să te elibereze, să-ți ierte toate păcatele, să schimbe cântarea de joale în cântarea biruinței, este locul cel mai potrivit pe care l-ai ales în seara aceasta, căci aici, în seara aceasta, Domnul va face lucrul acesta. În timp ce biserica se va ruga, te rog din toată inima, poate îți va fi foarte rușine să vii aici în față. Așa cum a fost în cartea Marcu, capitolul 3, Domnul a chemat pe omul cu mâna uscată și zice, vino în față, stai la mijloc. Poate îți va fi greu să vii în față, dar acolo unde ești, la balcon, în sală, pe hol, în timpul rugăciunii, ridică mâna, rogă-te cu mâna ridicată. Poate spui, frate, ce înseamnă asta? Exerciții? Nu. Pavel a ajuns pe scările teatrului, a ridicat mâna. Semnul lui a determinat pe toți să se liniștească. Știi că ridicarea mâinii dumitale poate să oprească cântarea miilor de îngeri care este în cer? Știi că din seara aceasta Dumnezeu poate să coboare la speranța și să-ți aducă izbăvire, poți să pleci eliberat, poți să pleci vindecat, poți să pleci descătușat, poți să pleci cu nădejdea că Dumnezeu poate să-ți întregească familia, mărit să fie Domnul! Toată biserica dorim să intrăm în rugăciune, dar dacă în timpul rugăciunii auzi o voce, nu te ruga în alte limbi, ești vinovat, ești osândit, stai sub starea de condamnare, ascultă-mă bine ce spun. În această seară, Iisus Hristos vrea să-ți redeie din nou vorbirea în altă limbă. Dă-i drumul la vorbirea în altă limbă, dă-i drumul la cântare în altă limbă, rogă-te cu mâinile ridicate, lasă-l pe Domnul să coboare, să intre în verificarea dosarului familiei dumitale,
Facă Dumnezeu să fie o sărbătoare, să sufle Dumnezeu ca în Valea Oaselor, să aducă un duh de viață peste adunare. Măriți să fie Domnul, să intrăm în rugăciune și cei ce aveți probleme, ne ridicăm mâinile și ne rugăm Domnului. Aleluia!